Am revenit la tablou de viață alături de artistul plastic Gheorghe Cucioreanu și profesorul totodată. Aș vrea să ne spuneți acum cum ați ajuns la facultate, la arte plastice, că și aici e o poveste. Am terminat liceul în 77, de asta galeria se cheamă Dava 77. La sugestia colegilor care sunt la București artiști, care au zis că hai să facem grupul 77. Și am avut chiar o expoziție la Iași și, sigur, galeria trebuie să aibă un nume ca să câștige o identitate. E drept că în 77 a fost și cu tremurul de pământ, care a creat mari probleme, mai ales în București. Și Iașu a fost foarte afectat. Deci 77 reprezintă un număr, să-i spunem, de întoarcere. Dava vine de la Petrodava, vechiul nume al așezării dacice. Și am dat, deci, am terminat la liceu în 77, am încercat la București, nu am reușit la pictură, apoi am făcut armata, iar am încercat de câteva ori, n-am reușit, ba la Iași, ba la București. Erau puține locuri, erau 5-6 locuri pe an. Deci politica comunistă era, într-un fel, bună, să nu creăm inflație. Adică câte locuri de muncă avem, atâtea locuri scoatem la facultate. Și atunci, sigur că erau mulți concurenți, locurile erau puține și se intra mai greu. Dar, în schimb, acest lucru avea și o parte pozitivă. Te obliga să te pregătești suplimentar după liceu, în ateliere de pregătire, care se făcea nud, crochiu, se lucra de dimineață până seara. Deci te obliga să te pregătești ca să-ți dezvolți maestria. Pentru că în liceu făceam și matematică, română. Ori adevărata maestrie se câștigă când stai numai în atelier și o perioadă îndelungată. Deci când lucrezi 8 ore, 10 ore pe zi, să-i spunem numai portret, numai crochiu. Atunci se formează cu adevărat aptitudinile. Deci, dacă nu era această încercare, probabil că nu am fi făcut nimeni. Dar artiștii actuali provin din vechea gardă, care sunt acum, să zicem, generația 50-60 de ani, sunt formați la școlile astea. Cam toți au intrat, a 3-a, 4-a, 5-a oară, a 6-a oară. Cei care au fost perseverenți au, și chiar și-au dorit. Ați avut un pic de răbdare până ați intrat. Așa a fost, de pildă, Nicolae Păduraru, că acum e profesor universitar la București. A dat de vreo 4-5 ori, Soponariu, a dat și el de 3-4 ori, de la care e sculptor la București. Un singur coleg a intrat de prima, Butucariu, țin minte, era din Bacău, coleg cu mine la Liceul de Artă Octav Băncile din Iași. Dar era probabil, a fost cel mai puțin visător dintre noi și cel mai ancorat în realitatea examenului. Aha, deci asta era secretul. Examenul în sine... Deci cei visători au intrat mai târziu. Mult mai târziu, da, da, da. Visurile nu se valorizau pentru că trebuiau să fie... proba era de senul academic. Conform programei acolo. Da, care era la sânge, sigur. Visurile nu se pot contabiliza. Toți au visuri și se contabilizează desenul, studiu, forma, compoziția, ceea ce se vede. Dar ați reușit să vă împliniți visul. Într-un final ați intrat la arte plastice? Da, la Cluj am intrat până la urmă. Ați fi preferat în altă parte? Și doamna rector, care actual e rector, l-a și a dat de 6-7 ori și am adus acolo, m-am pregătit tot cu profesorii ei. Era un profesor foarte bun, Bartoș. Era o garnitură de profesori unguri. Și erau, la nivelul desenului, erau foarte serioși. Că se studia Bames, figură întreagă, nud. Bine, trebuia să faci acea lucrare în 5-6 ore. Trebuia să fie terminată. Era și o probă contra cronometru. Spuneți-mi, unde v-ați cunoscut soția? La Cluj? La Cluj, da, la
la morgă. Aoleu! Aveam același profesor și mergeam la orele de disecție, de anatomie artistică, și ea avea cu același profesor ore de medicină. Și profesorul mă lua la orele, ca să explice studenților și de la medicină. Da. Și acolo am văzut-o. Era studentă la medicină. Da. E, și cum s-a înțeles un medic cu un artist visător? Păi ne-am înțeles foarte bine, pentru că ea avea ce-mi lipsea mie, adică avea acea claritate și acea logică de care aveam eu nevoie. Eram prea visător. Și atunci, sigur, ei probabil că i-a plăcut de visele mele și mie îmi plăcea de caracterul ei logic, constructiv. Deci v-ați completat. Disciplinat, da. Așa se întâmplă în familie. Nu în toate. Da. Deci ăsta e secretul, ca cei doi să se completeze, nu neapărat să vină din același mediu. Că am auzit și așa și așa discuții. Că să fie din același mediu ca să se înțeleagă unul pe altul, că altfel mai puțin. Știți cum e, de la caz la caz. Nu se pot da rețete. Spuneți-mi, cum ați ajuns din nou la Piatra Neamț? Păi am terminat facultatea, am lucrat după facultate la Satu Mare, în industrie, am fost creator de modele, ăsta a fost postul pe care mi l-a oferit. Ce fel de modele? Modele pentru imprimerie textilă. Și am lucrat la fabrica Ardeleana, Satu Mare, 2 ani, până la Revoluție. Între timp am predat și la facultate, am avut după Revoluție, chiar un an de zile am predat acolo compoziția, ca asistent sau, mă rog, ca profesor. Deci ați luat-o din timp cu... Da. Și apoi, ca să mă titularizez, era loc aici și am dat concurs la liceu de artă. Se înființase în 90-91. Și ați fost de la început, el 22-lea an. Mi-a spus de când sunteți la Victor Branner. Din 92. Întâi am fost la Râmnicu Vâlcea, am lucrat 2 ani. Tot în învățământ. Și doamna a vrut să vină într-un oraș mic? N-a avut de ales atunci, că ea e de Râmnicu Vâlcea. Vâlcea nu scosese niciun post la concurs și Neamțul scosese. A, deci a fost cu noroc și... ales Floureiu, da. Cum au fost primii ani ca profesor aici la Piatra Neamț? Eu am fost profesor la Făurei. Am acum o elevă care chiar din Făurei deosebit de talentată. Și primul an din învățământ, după terminarea liceului, am lucrat un an de zile profesor suplinitor acolo de desen, fizică și chimie. Pentru că așa erau orele. Așa era treaba, da. Da. Și trebuia să învăț fizică și chimie să predau la copii. Învățam eu întâi că... Cam greu? Da, făcusem liceu de umană, umanist. Iar nevoia te învață. Așa-i. Și apoi aici? A fost greu să, eu știu, să puneți bazele că ați fost de la început la liceul de artă. Cum au fost primii ani? Da, ne-am mutat prin tot felul de spații. Aș zice că elevii din primele generații erau puțin mai dotați decât elevii de acum. Mai dotați din... Mai dotați în sensul că chiar veneau cu pasiune. Când s-a înființat prima dată liceu, chiar au venit cei mai talentați din sate, din... Veneau de plăcere, de bucurie. După aia timpul lucrurile s-au mai, știți cum, s-au mai diluat, s-au mai... Sunt și acum, totdeauna sunt vârfuri, niciodată, dar cantitatea lor era mai mare atunci, după Revoluție. Mai mult talent atunci. Mai, da. Sau mai multă pasiune. Total. Sau poate e doar o impresie a mea, știți că până la urmă e impresie subiectivă. Prima expoziție personală. Prima expoziție personală am făcut la Clubul Tineretului din Piatra Neamț, la vârsta de 17 ani.
o expoziție de pictură în ulei, portrete și peisaje. Am avut cam 18 lucrări. Era o săliță destinată expozițiilor la fostul club al tineretului. Pe lângă judecătoria din Piatra Neamț, pe acolo. Și există și acum clădirea. Ce vă place mai mult? Portretul, peisajul? Mai nou îmi place mai mult portretul și arta abstractă. Deci expresia... Am acum un ciclu la care lucrez, vreo 100 de portrete de expresie. Deci... îmi fac o idee despre fața cuiva, îmi vine o idee, de obicei intuitivă, spontană, și merg pe acea idee și ajung la urmă la figură. De multe ori nu seamănă, dar nu asta mă interesează. Mă interesează să explic ideea pe care am avut-o la început și expresia, cum ar fi hoția, nebunia, șmecheria, prostia, lăcomia... Măștile astea umane, sigur că există și mască, icoana adevărată, Iisus Hristos, dar nu pot să înțeleg icoana adevărată în viziunea mea dacă nu am contrastul, nu văd și partea negativă. Păi nu poți aprecia lumina dacă n-ai văzut și întunericul. Cam așa. Ați fost plecat în multe locuri, mi-ați spus, ați scos și cărți, v-ați dezvoltat ulterior ca artist, n-ați stat departe. Pe unde ați călătorit? Mi-a dat curaj pentru publicare, mi-a dat curaj un editor francez din Condé-sur-Noireau. Am fost acolo invitați, grație soției de o farmacistă, care ne-a plătit o lună de zile de sejur, în ideea că Făureiu era înfrățit cu Budeștiu. Da. Și am făcut niște expoziții acolo și l-am cunoscut pe acest editor care vrea să publice o carte cu mănăstirile românești. Vrea să cheltuiască și puțin bani. Avea de și a zis că plătește un singur om. Și a zis că îți dau tot, uite, tu să faci fotografiile, textul și să te ocupi de tot. Și dacă cartea e bună, eu ți-o public și îți plătesc drepturi de autor. Care era o șansă grozavă, nu te întâlnești tot timpul cu ea. Mi-am luat sarcina în serios, i-am trimis materialele și i-a plăcut și textul și ideea și a publicat cartea. Care se numește? Merveille de Monaster Rumen, în care eu am publicat doar mănăstirile județului Neamț. El ar fi vrut în toată țara, dar eu n-aveam atâția bani și m-am plimbat în zonă. Plus de asta, i-am zis că eu fiind din Neamț născut, am interesul să prezint mănăstirile din județul Neamț, care sunt foarte puțin cunoscute în vest. Voronețul, Putna, le știe toată lumea, Moldovița, nu trebuie să le mai fac și o publicitate. Atunci am prezentat Agapia, am prezentat mănăstirea Durău, deci mănăstirile noastre. Plus viața monastică m-a interesat pe mine, care în județul Neamț are o putere deosebită și puțin cunoscută în afară. Și asta a fost prima carte pe care ați publicat-o? Prima, da. Prima. Și în Franța. În Franța. Și apoi a urmat? Se vinde și acum. Bine. Deci s-a publicat în număr și a fost reeditată. Și la noi? La noi, în România, a trimis editorul la toată lumea, dar le-a dat idei. Și au făcut ei o carte despre mănăstirile județului Neamț, printr-un proiect. Deci, în loc să cumpere cartea editorului, care le-o dădea la un preț, bine, facem printr-un proiect european și, mă rog, nu i-au luat cartea lui. El a venit cu bani, a avut o editură la București, a investit, banii lor au intrat în băncile alea fantomă și a plecat din România cu un gust amar. Și și-a retras tot capitalul și l-a redus în Franța, cât o mai fi rămas din el. Deci cam asta a fost istoria.
Au urmat artiștii care au fost, artiștii care mai sunt. Văd 24 de ipostaze. Asta e deja a 6-a, 7-a carte. Eu văd de aici. Urmat, da, da, da. Ce a urmat? Astea sunt cărțile publicate anul trecut. Astea sunt cele mai recente și lucrarea de doctorat. Da. Am spus. Și o serie de cărți în care am... am publicat, de pildă, m-am străduit să public rezultatul unor experimente didactice. De pildă, în această carte vorbesc copiii despre orașul Piatra Neamț așa cum vor ei, prin intermediul textelor literale și prin intermediul picturilor. Eu n-am intervenit decât la asamblaj. Foarte frumos, numai dacă mi-arunc unul. Și au încercat să... Am fost și eu curios, fiind elev, băiatul meu... elev la liceul Petru Rareș și am fost curios să văd ce e mintea copiilor. Cu ocazia asta am descoperit că copiii de la liceu sunt triști, adică au o lume tristă. Copiii din zilele noastre? Liceii din da. Zilele... De ce? Păi vedeți, moda. Accesul la atâtea informații și atâta deschidere nu e tocmai benefică? Ba, este benefică, dar dacă... Nu știi să o triezi. Acea aprofundare, și eu am fost părinte și eu am făcut greșeli, deci dacă lipsește acea aprofundare, și sigur dacă copilul nu are niște modele mari, preia, de unde să știe el ce e bun? Preia ce e pe piață și experimentează. Și devine trist, sigur, dacă lucrurile nu sunt de înaltă ținută, devine trist că își dea seama că și-a greșit drumul. Deci asta e ideea. Deci e un fel de lipsă de perspectivă mai degrabă, să-i spunem. Sau... Spuneți-mi, ați fost în Belgia și în Statele Unite și încă undeva unde îmi scapă. Germania, unde am făcut și studii, Waldorf. Studii de euritmie și de pedagogie Waldorf. În 90-91 am obținut o bursă în Statele Unite un an de zile, în trei rânduri, unde am făcut acuarelă și iconografie și cercetare culturală cu un dealer, apoi în Bruxelles cu câteva expoziții. Spuneți-mi mai întâi despre experiența americană. Experiența americană a fost foarte frumoasă, adică... E totuși altă lume, știu că am fost și eu și am primit și eu întrebarea cum de n-ai rămas acolo, că toată lumea asta te întreabă, cum de n-ai rămas acolo, cum de n-ați rămas acolo? Păi, ca să rămâi, îți trebuie casă, îți trebuie masă, îți trebuie servici, trebuie să plătești niște costuri. Ori artiștii de obicei trăiesc greu și acolo și în Franța și în altă parte, nu? Ca să trebuie să ai o meserie, cum să vă zic eu, bine bugetată, ca să-ți poți permite să-ți... Să-ți câștigi pâinea din ceva și să-ți urmezi visul altcumva. Artistului stă bine să expună într-o parte, vinde, nu vinde, se duce în altă parte. Suntem ca și cântăreții de operă. Unde e concert, acolo te duci. Și ce v-a plăcut cel mai mult acolo? În America e, da, respectul pentru natură. Deci nu tai americani o cracă, nimic, dacă apare o poveste cu broaște, o încercui și zice zonă protejată. Au un respect deosebit pentru natură și investesc foarte mult în animale, în plante. Și atunci toată în California a fost prima dată, e o uriașă grădină, grădină botanică. Și lumea trăiește foarte relaxat. Aș spune. Deci nu e stresat în general. Deci se adaptează. Iubind toți animalele, concurența între ei să aibă curtea cât mai frumoasă, animale cât mai frumoase. Dacă tot își fac gazonul, e obligatoriu să-l uți și să-l fac și eu, că râde vecinul. Și atunci acest lucru creează un confort pentru cel care vizitează și se plimbă. Adică ai unde să te plimbi. Sigur că asta e un lucru frumos.
te simți bine. Plus de asta, americanul ca om e un american care a muncit mult și bine. Deci este o națiune de muncitori. S-au dus acolo cu ideea de a munci, pentru că dacă n-ar fi muncit, fiind de emigranți, nu supraviețui. Da, da. Și atunci iubesc în general valoare și au un respect pentru lucrurile bine făcute. Și sigur că acest lucru îți dă un confort. E greu de pătruns, în schimb, în lumea înaltă a lor de la vârf, care... Și pentru artiști americani e dificil. Cum sunt artiști americani? Față de, știu, artiștii români sau artiștii europeni? Păi, să nu uităm că și America, totuși, cu toate care atâtea lucruri bune, este și atanorul kitschului. Adică de acolo vine ideea de comercializare, de profit prin publicitate, de manipulare, poate chiar. Pe undeva aș zice că americanii, având atâtea lucruri bune, au și o doză de obtuzitate și pe undeva aș zice că sunt chiar mai puțin dotați decât românii, adică sunt mult mai manipulați decât noi. Nu sunt atât de visători. Nu sunt atât de visători și da, n-aș zice că sunt pragmatici. Dar iubesc foarte mult partea vizibilă. Partea concretă. Partea concretă, sigur, și asta... Da, mașina bună, mâncarea bună. Confortul. Confortul, sigur. Ați învățat ceva, eu știu, de valoare de la artiștii din Statele Unite? A, bineînțeles, învățam multe. Și de la galerii și de la artiști. Ne-am învățat în primul rând cum se vinde arta. De la acest dealer la care am fost, am învățat multe. Am văzut cum știe să salte plus valoarea, cum... E, și ați reușit să aplicați ceva aici? Da, da, bineînțeles. Nu zic că tot, dar a fost o evoluție. Sigur că drumul nu se oprește aici. Unde ați mai fost? Ce ați trăit cel mai frumos? Ce amintiri frumoase aveți din Paris, Belgia? Din Paris? Paris, marile expoziții, unde am văzut expoziția Salvador Dalí, unde mi-am pregătit doctoratul, Kandinsky am văzut în original, Braque. Am vândut totul la ei acasă și prezentate de francezi. E altceva, că una e o expoziție live, organizată de francezi după viața unui artist și altceva e un album de artă. Expoziția e mult mai impresionantă și de asta în Paris încă se stă la coadă cu orele ca să vezi o expoziție bună. Sunt francezi așa visători cum sunt artiștii români? Băi, seamănă cu noi, sigur. Sunt. Avem puncte comune foarte multe. Doar că sunt puțin mai nemți. Adică un pic mai nemți? Sunt mai aproape de Germania și puțin mai disciplinați sau cum? Mai disciplinați, da. Asta nu e rău. Ne-ar trebui e și nouă puțină disciplină. E și un dezavantaj. Adică nu se poate organiza o manifestare ad hoc, de pe azi pe mâine. Trebuie o planificare de un an de zile, doi ani de zile. Și chiar pentru artiștii francezi este foarte greu să expună într-o galerie. Ca să nu mai zic și amestecul politicului sau știu care sunt alte influențe care... Uitați, un oraș ca Laval, cu care colaborez foarte bine, au o galerie a orașului care stă mai tot timpul închisă. Și am un prieten cu care am scris cartea asta, de pildă, Jean Marvivier, și a zis că a făcut o cerere la primărie să-i dea galeria respectivă și nu i-a dat-o. Nu i-a dat-o și ea rămâne închisă în continuare. Pretextând, nu știu, nici nu știu dacă a fost pretextat. După aia tot artistul a făcut în altă zonă, unde iar o cerere la galerie cu dosar care a durat 3-4, iar a fost refuzat. Să înțeleg că tot acasă e mai bine și aici ați găsit și înțelegere și deschidere, da, să vă manifestați artistic. O deschidere, cu toate că am zice că la prima vedere Franța ar fi
Cred că România este mult mai de viitor și pentru că suntem mult mai deschiși, suntem mai flexibili. România, deci la capitolul de... flexibilitate cu și adaptabilitate avem și o limbă, noi suntem un popor de mijloc și limba noastră românească este una dintre cele mai caradădicini, e o limbă arhetipală și atunci s-ar putea pune o întrebare, cum de atâția români se descurcă așa de bine în engleză, uitați în suedeză, fața lui Pompiliu, chiar și în japoneză, nu mai zic de franceză, engleză, au avantajul limbii centrale, pentru că francezii, nemții au o limbă de graniță și foarte greu adaptează limba lor și obiceiurile la centralitate. Noi avem acest tezaur, nu-l folosim poate îndeajuns. Nu-l exploatăm. Da. Ce vă propuneți pe viitor? Pe viitor să continui această muncă la asociație, să o fac cunoscută și să aibă manifeste din ce în ce mai bune, să câștig un capital de încredere și față de artiști, față de sponsori. Și capitalul de încredere se câștigă prin muncă, prin manifestări de calitate, prin oameni. Apropo de oameni, avem artiști. E mult mai viitor? Important decât capitalul financiar. Bineînțeles. Capitalul financiar, dacă apare și nu există acest capital, naște probleme. Apar certuri, invidii. Cum sunt artiștii de viitor? Artiștii care vă urmează, pe care îi creșteți acum, pe care ați descoperit recent. Păi, noi avem ca ideal, sigur, să facem din această galerie o galerie de tip european, care e un spațiu dat de firma Metro Service foarte frumos și generos, atât ca spațiu, cât și ca atmosferă, nu mai spunem de vecinătatea cu parcul, un spațiu pentru creație foarte bun. Și ideea e să reușim să invităm aici artiști străini, care dacă vin, aduc multe. Deci să facem cât mai multe schimburi culturale. Am învățat, am avut 12 ani cu o asociație franceză Atelier 7. Noi mergeam în Franța, ei veneau în România și am învățat enorm de la ei. Mai ales la partea de organizare, cum se montează o piesă, cum lucrează efectiv. Deci ideea e să fie un centru cultural aici, să devină un centru cultural în care să existe interes atât pentru artiștii locali, pentru tinerile talente, că avem o zonă extraordinar de dotată, cu copii dotați la muzică, la pictură, la sculptură, dar trebuie descoperiți. Trebuie descoperiți, trebuie timp, trebuie profesori. Sprijiniți, promovați. Ei nu vin singuri la liceu de artă, că cum a fost cazul meu, nici nu știam că sunt talentat. Trebuie soții Pompiliu să vină la școală să mă testeze. După aia discuția cu părinții. Până se ia decizia ca copilul să devină artist, e un timp, un travaliu. Un travaliu, într-adevăr. Ăsta ar fi, de fapt, unul dintre principalele rosturi ale asociației. Am înțeles. Atunci vă doresc mult succes în activitate și sper să ne mai întâlnim peste ceva timp cu rezultate frumoase. Și eu vă mulțumesc. Dumneavoastră, celor de acasă, vă mulțumim pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră, la alt tablou de viață. La revedere!